Legea care pedepsește informațiile mincinoase cu privire la acțiunile Rusiei în străinătate începe să facă victime. Putin a promulgat legea pe 25 martie, la o lună de la primul atac asupra Ucrainei. Documentul stabilește amendă de $12.000 pentru discreditare armatei și până la 15 ani de închisoare pentru promovarea sloganelor antirăzboi. Dimitri a fost arestat și a primit o amendă de $600. I was arrested just for 30 seconds. 8 stars mean "Нет войне" or in English "No to the war". A copy of the police report reviewed by WSJ said that Dmitry discredited Russian forces with his poster. My poster expresses two main ideas. The first one is a pacifist position. The second idea concerns censorship in our country. Today in Russia, any publicly expressed opinion that contradicts the position of the government is a big risk. În Rusia nu există cuvintele război și invazie, cel puțin în declarațiile publice. Tot ce auzi este autoapărare, eliberare și securitatea oamenilor din estul Ucrainei. Специальные военные операции. Это самозащита. Освобожден Мариуполь. Безопасность.